În ediția de ieri, Adelina a fost confruntată în direct cu un mesaj din partea publicului despre trecutul ei. Detaliile ieșite la iveală au fost tulburătoare. Doamna Daniela? Da. Așa mă plânge, te rog. De ce te simți? Nu ai de ce să te simți rău. Nu vreau să... Sau hai să vă așezați acolo pe fotoul acela și punem eu scaunul aici, te rog. Nici nu știu cum să vă spun, doamna Daniela, că mă simt ca ultimul om în momentul ăsta în fața dumneavoastră. Când avea vreo 20 de ani, a fost într-o relație cu un bărbat foarte agresiv. Am mai destul de dezghețată la minte și o să noi înțeleg. Noi nu judecăm pe nimeni. Nu e vorba de prostituție sau ceva, e vorba de videochat. Videochat. Nicio problemă. Am încercat și m-am gândit în fiecare seară. De câte ori mă întrebați ce ai, Adelina, de ce ai pus bot? Stam și mă gândeam în capul meu să-i spun, să nu-i spun, să-i spun, să nu-i spun, pentru că nu știam cum o să reacționeze și nu voiam să-l pierd. Nu-mi face deloc plăcere să vorbesc despre asta. Mama și tata nu știau, au aflat astăzi de pe net și mă simt groaznic și față de ei și față de toată lumea. Nici măcar Alina mea nu știa. Și acum, dacă ai tăi n-ai vrut să afle, de ce te-ai început să spui? N-a început să spun eu. Au apărut pe internet. Sunt niște imagini pe care niște telespectatori le-au trimis. Le-au trimis. Nici rușine să dau ochii pe ei și nici la doamna Daniela nu pot să mă uit. Cu mine n-ai nicio treabă. Asta e tot, doar că nu face nici plăcere și nu mi-e ușor să vorbesc despre etapa asta a vieții mele. Sunt sigur că și familia ta o să înțeleagă. Să faci tot ce ține de tine, să lupți pentru relația ta. Asta o să fac necondiționat. Depinde foarte mult și ce o să simt Alin, că până la urmă e alegerea lui. În sfârșit, după atâta timp, am luat o piatră de pe suflet care m-a păsat foarte tare. O să fac tot ce pot ca să le câștig atâtă credere cât și pe el înapoi. Doar să nu treci în extrema cealaltă în care devine o dependență treaba asta și... Eu nu mai am legătură cu asta. Chiar în prezent, eu chiar lucrez la firma prietenului meu. Nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul dumneavoastră, dar știu că sunteți un om bun și un om corect. Mă simt groaznic. Gata, staci. Nu, dacă știu că v-am dezamăgit pe amândoi și mă doare lucrul ăsta din tot sufletul. Mă doare. Nu ai dezamăgit pe nimeni. Oamenii judecă foarte rău, Alin. Tocmai de aia. Și nu vreau și să fiu arătată cu degetul, nu vreau. O să spui când o să simți. Mi-e rușine de mami, mi-e rușine de toată lumea. Nu pot, mor, pe dinăuntru mor. Nu pot. Plângi? Ei, plângi? Mă înțelegi? Plângi, te descarci, a rămas între noi. Îmi pare rău. Nu mă iubesc mult. Hai. Le spuneți un pic să nu intre în bucătărie, da. Să stau două minute cu Alin, vă rog. Stai cu Alin două minute, deci ca să știm, dacă tu apuci de spui, cădem și noi. Deci trebuie să știm toți trei, trebuie să știm același lucru. Nu spun cel puțin. Dar e alegerea ei dacă spune sau nu. Nu vreau, Alin, să spun. E alegerea ta, este alegerea ta. Nu vreau să fac asta acum, nu mai pot să mai trec cu asta de nou. Am vorbit în față, doamne Simona, am vorbit în față, v-ați crede-mă că vin să intru sub canapea. Gata, hai, te liniștești și cine întreabă e confesional, nu se poate spune nimic. Mulțumesc mult. Hai, nu înțeles? Nu vreau să te pierd, David. Nu mă o să mă pierd din cauza asta. Nu mă să așa foarte rău. Nu o să mă pierd din cauza asta. Adică nu e capătul lumii aici. Sunteți ok, doamna Daniela? Da. Bine. Asta e tot ce contează. Era cea mai mare teama mea, Alin. Mă simt ca o mizerie. Zi, nu pot să spun. Lăsați-o. Am înțeles. A fost o perioadă, o etapă a vieții tale. Și acum știu ce ară trec. Păi vor să intre, că le e foame. Vedeți că...
cam trage de limbă fetele ce s-a întâmplat cu Adelina. O mai vrei cu Alin? Hai, mă enervezi. Dacă el te vrea pe mine, nu mă interesează. Eu ți-am spus mereu spus și el și ție și lui. Nu e întâi cât înseamnă pentru mine asta. Te rog să ai încredere. Vrei să te poți să te simți mai bine? Nu. Să zic că vrei parte secția acolo? Zăpăcișule. Asta e tot ce tot pe gruza ce-i trasă-ți-o. Ali. Da, e, acum, imaginați, nu e ușor nici pentru Alin, nu e ușor nici pentru doamna Daniela. Doamna Daniela, sunteți mamă și de fată și de tocmai băiat. Tocmai de aia, că sunt și mamă de fată și pot imagina cam ce... Doar că mă așteptam la ceva mai rău. Păi am văzut că reacția a fost... Atât? Sau nu știu cum a spus? Da. Și pe urmă, când am zis atât, m-am ușurat. Mă așteptam la ceva mai... Eu sincer mă gândeam că are o relație în afara emisiunii. Doamne, și că s-a aflat. Apropo de ce gândeai tu, vreau să vedem ceva, pentru că uite, ai făcut un gest ieri când am luat-o pe Adelina și am mers în bucătărie și e foarte comentat gestul tău. Când am plecat cu Adelina, ai făcut așa ceva de genul... Nu cred. Nu? Nu. A fost un gest. O să-l rog pe colegii mei, o să-i rog pe colegii mei să facem rost de imaginea aceea, pentru că am tot văzut discuții despre ce a vrut să spună Alin cu gestul acela. Nu. O să-l vedem și o să ne spui atunci. Te-ai gândit azi noapte? Trebuie să te feri. Da, m-am gândit. Da, am considerat că nu mă deranjează, trecutul e trecut și ce va fi de acum încolo contează.